4. Noi am luat o rochie mai lungă, nu rochia de mine, să evident și tocurile și să vedem dacă... Deci ai și rochii 2. Am și rochii de rezervă, da. Asta într-o felie de drept, pentru că mirele în timpul lunții mai schimbă cam așa. Da. Le transpire acolo, știi cum ai dat. Așa e. Nimeni nu-și dă seama. Impecabil. Bă, o zi întreagă, arată impecabil. Și noi, săracele mirese, suntem cu aceeași rochie de când începe până se termină. Da, până aia s-o schimbă. Ai fi de acord să le spunem ascultătorilor că totuși serialul nu se termină odată cu căsătoria? Nu se termină. Stimați ascultătorii, este doar prima ei căsătoria. Nu, cine? Orice se poate întâmpla în viață. Ai fi de acord să schimbăm un pic muzica? Da, sigur. Asta e dansul nostru. La zbicip. Dar uite, impulsionată de povestea ta și Simona Halep. Da, cred eu, nu știu, tot cu nunta. Da, îl face nunta. Ea face nunta în mai mulți pași, iată, cum tu faci pașii de dans, ea face mai mulți pași. Ce a fost acum câteva luni? Nu, a fost o promisiune, da, de nunta. Urmează săptămâna viitoare, pe 15 septembrie, urmează o funie civilă, care, bineînțeles, va avea și aparte de o petrecere la restaurant, unde au anunțat tinerii, adică tânăra, că soțul meu chiar. Tinerii au anunțat că vor veni rudele și așa se va desfășura partea asta de comunie civilă. Și nunta aia mare o vor face probabil mai încolo sau anul viitor. Deci ei fac totul în 3 pași, da, noi 3 pași. Doar în 2, pentru că am făcut deja colonia civilă și urmează colonia religioasă și petrecere. Păi și în 2 pași e bine, uite, stătații care fac dimineața colonia civilă, da, și după amiază... Nu se uită. Se prezenta rochia aici în București, dar se fabrica acolo. Și acolo ne-au chemat la probe. Și de fiecare dată când aveți probe, trebuia să vă duceți acolo? N-am făcut decât una și bună. Și am și plecat cu rochia de acolo. Da. Tu aveți o rochie? Nu. Ok. Bun. Tu, Bogdan Miu, ai văzut rochia înainte? Poate așa, nu te temute. La toamna viitoare. Unde? Ăla. Intră. Unde că e lumea? S-a creat o licitație, de ce nu s-a știut, care fiecare punea ceva mai de valoare, să nu se adune bani acolo pentru intervenția respectivă. Și a scos rochia. Și mai cineva care nu se căsătorească și îmi dorea modelul respectiv și ne se mai făcea. Un super gest și bine că ne-ai întrebat, că noi mai avem și rochile mai mici și soțiile. Thank you.
se pierd și să le să-i lua unul, mama. Poate și lucru gurică. E să-i dă piersică. Ce? Am venit noi mai aproape.